n-a avut sex. Te crede mai că eu vă zic că eu eram pe poartă când o luie la fugă, dar ce să mai fac? Așa face, așa face, fuge, toate două fuge. Șoferul mașinii de mare tonaj abia a reușit să frâneze ca să evite o tragedie. Ca prin minune, copilul de numai 3 ani a scăpat cu viață în urma impactului. A ieșit copilul din curte și n-am avut ce să-i fac, a fugit. Nu știu, n-au avut grijă, le-a scăpat din mână și a fugit din curte. Copilul a fost scăpat din ochi doar câteva minute de către bunica sa și a ajuns imediat în stradă. Vreau să intru și eu până să iau o hăinuță să ieșim, el colo pe poartă la fugă. Când să vină, eu văzui tirul deja, dar vai, ce să mai faci, o țăpai. Eu mă gândit că e soroțele tirului, dar bădea proste că nu faci. Din primele verificări se pare că șoferul circula regulamentar și nu consumase alcool, așa că părinții ar putea fi acuzați de neglijență. Se va stabili în cursul anchetei ce va avea loc, vinovăția șoferului și din câte s-a înțeles în primele verificări, copilul ar fi fost scăpat de sub supravegherea unui persoane mature. Copilul se află internat la Spitalul Județean de Urgență și este în afara oricărui pericol. A suferit răni ușoare la cap, dar care nu îi pun viața în pericol.